Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai multe țări au redenumit Ucraina liberă sau eroii Ucrainei. Străzile pe care se află ambasada Rusiei în capitalele respective, doar așa ca să enerveze pe ruși atunci când le cere cineva adresa ambasadei. Deci tot e adresa ambasad. Ivan. Eta carandașă. Scrie așa, Ucraina liberă. Ce mă enervezi, de ce ăsta are un stil să prindă cuvinte străine, ceva de speriat. Asta e o prostie, da, n-am zis nimic. Adică da, nu contează. Eta carandașă este, uite, stilou. A sunat ca de acolo. Carandașă e în rusă? Da. A sunat a turcă și am crezut a că a sunat și a turcă, un... da. Da. Cred că vine culmea. Deci nu, deci mă enervează cu stilul ăsta de a. Dar acum aș vrea să rog Ascu, dacă tot am deschis această discuție, uite, pentru la 0728 3132, senzația mea că acest cuvânt rusesc carandașă, de care eu știu că înseamnă stilou sau pic sau ceva de genul ăsta sau creion sau un instrument de scris, vine de la o marcă franțuzească. Carandaș. Era o marcă franțuzească de stilouri. Carandaș. Așa știu eu. Așa cum și franțuzescul bistro, de exemplu, vine de la rușii care ajunseseră în capitala Parisului la un moment dat prin secolul 19, după un război napoleonian, și spuneau bistro, bistro, adică mai repede, mai repede. Și atunci francezii au făcut niște restaurante unde se mănâncă repede și se cheamă bistro. Tare. Deci asta cu carandașă, care vine de la carandaș, aș vrea să știu dacă e adevărat. Bun, deci la Tirana. Băi, la Tirana, mă, în capitala Albaniei. Îți dai seama. Strada pe care se află ambasadele Rusiei, Ucrainei, Serbiei și Kosovo a fost redenumită Ucraina Liberă. Tare. Da, albanezii nu s-au oprit aici. De-a lungul acelei străzi, administrația locală a amplasat drapele ucrainiene. Lituania și Letonia. Alte două țări care iubesc mult Rusia au redenumit și ele, în onoarea Ucrainei, străzile pe care se află ambasada Rusiei. Cea rusă de la Vilnius, strada va purta numele de eroi Ucrainei. Cea pe care se află ambasada rusă la Riga se va numi Ucraina Independentă. Cehii au făcut treaba asta acum 2 ani, când au botezat piața din fața ambasadei Rusiei, piața Boris Nemțov, după politicianul rus de opoziție, care se opunea războiului cu Ucraina, ucis la Moscova în 2015. Și la noi vă reamintesc că am mai discutat despre asta, ambasada Rusiei este pe Bulevardul Kiselev. Pe net s-a născut o discuție despre o eventuală redenumire a acestui bulevard, dar deocamdată domnul primar Nicușor Dan... N-a reacționat. Nu. L-au prins la frizer și de asta e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.